189 și în videoclipul de astăzi o să facem o mare reacție la abonatul meu, Chițu. Deci m-a făcut cringe moments cu mine și cu Robi. Deci încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai făcut un videoclip incredibil. Deci l-am văzut, cred că l-am văzut deja de 2-3 ori. Dar acum vreau să fac o reacție pentru că meriți acest videoclip și sper că o să-ți placă reacția mea. Hai să-l vedem. Stai că l-am văzut deja. Deci aici mi s-a blocat emote-ul la Fortnite și mergea în continuu și joystick-ul l-am lăsat cred că într-o parte când m-am dus după ceva. One eternity later. O dată, îmi dați să-l bag și eu pe ceva la Robi. Te-am prins cum s-a însat. Deci aici m-a zis un abonat. Cum m-a zis abonatul ăla? M-a zis că m-a zis să-i dau moderator și el nici nu s-a abonat la mine și m-a cerut direct moderator și de aia m-am prins eu, știți? Și de aia am zis eu așa. Te-am prins. Nice. Lana. Gege, cameraman. Gege. O să fac la mine pe canal. Aici m-au registrat cu mine. Cu tine și Robi. Chiar da. Cu de-aia, ca și da, fi fain. Reacții pentru că nu știu ce faci nici de video. Ai știu ceva? Oricum bună ideea. Aș vrea să-l văd. Amor. Deci el chiar l-a văzut și i-a plăcut și lui. Stai să vedem mesajul. Păi ce să zic, îl vezi acum. Robi, pe canalul tău nu am găsit multe faze pe viitor. Încearcă să faci faze amuzante și o să îți fac cringe moments. Subscribe la Chițu pentru content bun și amuzant. Ok. Linkul aveți de la Chițu în descriere la acest videoclip. Abonați-vă la el. Deci e foarte de treabă băiatul. Ați văzut și ce m-au făcut. Dacă mai aveți videoclipul cu reacție, cu orice videoclip, nu uitați să-mi spuneți. Eu am fost Paulo King 289. Pa, pa.